Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule preamilostiv, răscumpărător al celor păcătoși, pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat cerurile și te-ai sălășluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii și ai primit pe dumnezeieștii tăi umeri neputințele noastre și ai purtat durerile noastre. Sfinte pătimitorule, ai fost rănit și chinuit pentru păcatele și fără de legile noastre și de aceea noi înălțăm către tine, iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primește-le, prea bunule Doamne, și te pogoară către neputințele noastre și păcatele noastre nu le pomeni. Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care prin sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută. Înnoiește-ne, Mântuitorul nostru, și pe noi, cei ce ne aflăm într-o stricăciunea păcatelor, și mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârșitei Tale iertări. Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase, cu tânguire și lacrimi de pocăință, fără de măsură, cădem la picioarele milostivirii Tale dumnezeiești. Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase, curățește-ne, Dumnezeul nostru, cu harul Tău cel dumnezeiesc, pe noi toți, de toate nedreptățile și fără de legile vieții noastre, ca într-o sfințenie a iubirii Tale de oameni, să-ți mulțumim pentru toate milele Tale, să lăudăm prea sfânt numele Tău, dinpreună cu al Tatălui și al prea bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă ești creștin ortodox, abonează-te gratuit. Dumnezeu să te binecuvinteze!